aceea o să vă spun că se anunță logodnă mare în familia reginei Maria Câmpina. Shakira, bijuteria familiei, se mărită. Avem însă imagini de la logodna prințesei cu jumătatea ei, Renato. Haideți să le vedem și revenim în direct cu tinerii logodiți. Maria Câmpina are motive de bucurie. Frumoasa nepoată Shakira s-a logodit. Regina a dat o petrecere pe timp de pandemie, organizată la Snagov, într-un cadru restrâns și fără muzică. Un eveniment nefericit în familie a făcut ca muzicanții să lipsească de la sindrofie. Decorul a fost unul de poveste. La intrarea în locație, invitații erau așteptați cu un perete imens de trandafiri alb și roz, unde îndrăgostiții și-au făcut prima poză ca logodnici. Atenție! La mine! La mine puțin aici? Ăla e, bravo! Shakira a lăsat pe toată lumea uimită când a apărut într-o rochie roz, pudră, cu perle la gât și o coroniță perlată pe cap. Arăta ca o adevărată prințesă. Alesul inimii ei a purtat o ținută lejeră, pantaloni negri și o cămașă fistichie. După apusul soarelui, Shakira și-a schimbat rochia cu una verde, pe care a accesorizat-o perfect. A fost un adevărat festin pus la dispoziția invitaților. Ei bine, printre invitații s-a numărat și Țancu Uraganul. Pentru prima oară nu s-a atins de microfon. Pentru Shakira și Renato urmează nunta, care va fi una fastuoasă, cel puțin așa anunță viitorii miri. Ce tradiții se vor respecta și cum trebuie să se comporte amândoi până în acel moment, ne spun chiar ei, pentru că îi invit în platou pe Shakira și pe logodnicul ei, Renato, dar și pe mama Shakirei, Sunita. Auzi, asta e din altă tradiție. Mă rog, acum să luăm mesajul care e de bine. Bună ziua, bine ați venit! Ce faci, Shakira? Ultima oară când te-am văzut erai o rebelă, aveam probleme aici în familie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și felicitări tinerilor logodiți! Auzi, ce facem, Sunita? Nici nu s-au logodit bine și te bagi între ei. Lasă tineri împreună. Să ținem cont de tradiție. Pe care e tradiția? Tradiția noastră spune că trebuie să respectăm. Ei nu au voie să stea împreună până după nuntă. Și nunta când e cu pandemia asta? Cine știe cât mai stă? Renato, ce faci, tati? Te-ai insurat să stai pe cealaltă, dormi pe canapea și ea doarme în pat? Ce nuntă e asta? Adică ați amăgit băiatul, nu vă supărați. Iubito, uite, o vezi cât e de frumoasă. Ia ta, ia-o, nața, da, mai stai un an, doi până o trece pandemia. Ce facem? Trebuie să aibă răbdare. Dar mai tare îi înflăcărați așa. Păi, de ce? Pentru că și ele face parte din tradiția noastră. Și tu poți? Renato? Da. Respectă, este un băiat care este dintr-o familie, tot cu tradiții, înțeles, ca și noi. Mă gândesc așa, că atunci de ce i-ați mai logodit de acum dacă nu se pot iubi cum ar veni? Eu cred că toată lumea știe că logonda este un lucru sfânt care se face peste tot. Și la noi, și la voi, și peste tot. Se logodește, da, că așa este normal. Dar poate să fie încă un an de zile până la nuntă, poate mai mult. Câteva luni mai au de așteptat. Până la anul care vine, în primăvara anului viitor, va fi nunta lor. O nuntă, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte fastoasă, frumoasă, pentru ei dedicată special. Doamne ajută, poate că știți altele mai multe decât noi, deci spuneți că deja în primăvara anului viitor scăpăm de pandemie, putem să facem nunți fastoase. Da. Eu am verificat și am văzut că doar asta și fac în meseria mea, că vom scăpa de această pandemie și vom ajunge să fim din nou la normal, așa cum am fost. Doamne ajută! Shakira, ce faci? Cum te simți ca femeie logodită? Momentan am încercat să accept această situație. Este totul ok, nimic ieșit din comun. Deocamdată, pentru că este acasă, ea nu a plecat de acasă. Deci rămâne tot acasă la mama și la tata. Da, și tu, Renato, unde stai? La părinții tăi? Da, la părinții mei. Acum vă întreb, tocmai pentru că știu care sunt tradițiile. A măritat-o pe Shakira, a măritat-o familia sau ea și-a ales iubitul? Cum se face, cum se aleg partenerii? Nu, noi, familiile, în primul rând, dar am ținut cont și de părerea copiilor. Deci Renato, împreună cu familia lui, a venit acasă la mine, la familia mea, și a cerut mâna fiicei mele. Ei iubindu-se sau plăcându-se... Ei nu s-au cunoscut, n-au avut niciun fel de legături, absolut deloc. Și s-au văzut prima oară atunci? Se cunoșteau din diverse anturajuri, petreceri, unde am mai fost noi, de fapt. Ne cunoșteam părinții, familiile noastre între noi. Dar nu aveam nici pe gând, nici pe departe că vor fi. Și dacă ei nu se iubesc, adică nu e flacăra aia, nu... De aceea se face o logodnă. De aceea se face această logondă, ca să aibă timp să se cunoască. Să se îndrăgostească. Evident, probabil că da, normal, că așa este legea, așa trebuie să fie, să plece totul de la sine. Deci ei nu se cunosc, așa e tradiția noastră. Deci în primul rând, nu se cunosc ei. Noi alegem băiatul și fata pentru care vor fi în viitor. Noi familiile decidem, dar ținem cont, repet, și de părerea lor. Îi întrebăm dacă au ceva, în comun, în timpul logondei au timp să se cunoască, dar totuși... Dar ai lăsat să iasă împreună acum așa în timpul... Nu, n-au ieșit niciodată împreună singuri. Și cum să se cunoască dacă nu ies împreună? Păi mai vine acasă la noi cu familia lui, da? Da. Mergem în diferite locuri. Îi luați și pe ei? Îi luăm și pe ei, bineînțeles. Se văd, se cunosc. Poate că un telefon, un mesaj, mai vorbesc, că au dreptul asta. Au dreptul. Da. Au dreptul să-mi răspund acum la vreo întrebare, două, pot să vorbesc un pic cu ei? Da, puteți, sigur. Shakira, ești foarte frumoasă, știi deja lucrul ăsta. Tu ești un norocos că ai așa o logodnică, să fiți sănătoși și frumoși. Doamne ajută. Shakira, spune-mi, te rog, cum îți imaginezi nunta de anul viitor? În primul rând, câți invitați ar trebui să aibă nunta? Păi, momentan mă gândesc că o să fie o nuntă foarte fastoasă, în primul rând. O să avem foarte mulți invitați și o să fie o nuntă ca și în povești. Ce înseamnă asta? Te-ai gândit sute de invitați care, nu știu, nunta ține 3 zile și 3 nopți? Cum? Ce spune tradiția? Ce ai vorbit? Da, tradiția noastră este una destul de frumoasă. Îmi place treaba asta. O să avem o nuntă foarte frumoasă, o să țină 3 zile și 3 nopți și asta o să discutăm atunci. Te-ai gândit la un loc anume? Unde se va face această nuntă? Momentan în partea fetei trebuie să fie nunta. Deci la ea acasă? La noi acasă, da, va fi și la un restaurant, bineînțeles, pe care o să-l alegem foarte frumos, luxos, să fie frumos. Dar în partea noastră unde locuim noi. Poate să-mi spună Mirele, viitorul Mire, din ce știu eu, se dau niște cadouri, nu? Sau se cumpără ceva pentru mireasă, poate pentru socri. Nu știu, te-ai gândit, vii cu limuzina, vii cu avionul, vii cu elicopterul. Te întreb, rochia de mireasă, cine o plătește? Mama mea o să plătească rochia. Așa e tradiția? Da. Sau așa v-ați înțeles? Nu, așa este tradiția. Partea băiatului vor suporta cheltuielile pentru fată. Așa se procedează în general la noi. Te-ai gândit la o rochie anume? Încă nu. Pe cuvânt? Dar ca fiecare fată am în gând o rochie destul de frumoasă, foarte, cum să zic... De prințesă, cu din aceea cu multe pietre, să fie sclipitoare, să fie regală? Da, da, da. Deci mi-am făcut niște gânduri așa, dar asta o să discutăm atunci când o să fie. Rochița de la logodnă, de unde ai avut-o? Am achiziționat-o de la o casă de modă de aici, din București. Foarte frumoasă. A fost făcută pe comandă. Foarte frumoasă. Iarăși vă întrebăm, că noi suntem fascinați de lucrurile astea materiale. Mai există tradiția aceea cu salbe, cu cocoșei de aur? Bineînțeles. Te rog frumos, domnul Renato, să-mi spuneți despre ce e vorba. Zestrea. Da. Eu am să-i dăruiesc 1000 de cocoșei. 1000? Toți de aur? Da, de aur. Uite, de unde aveți? Unde-i țineți? Nu înțeleg. I-am moștenit. Deci i-ați moștenit. Da, pleacă din moștenire. Noi asta facem. Deci noi ținem foarte mult la aceste obiecte care sunt tradiționale. Este emblema tradiției noastre, cum se spune, acești cocoșei, cum le numiți dumneavoastră. Și este foarte frumos atunci când pleacă fata să-i se facă cadou și din partea fetei și din partea băiatului. Lucrurile astea. Din partea mirelui, 1000 de cocoșei de aur. Din partea familiei miresei, ce va primi? Ce vor primi? Salbe, va avea salba de aur cu cocoșei, cu acești galbeni, cum se spun, așa, ca fiecare persoană, deci ea oricum nu pleacă cu zestră de acasă. Și unde va sta? Va sta acasă la mine? Da, se va muta acasă la părinții lui Renato, împreună cu el. Vor locui acolo împreună și atunci, după nuntă, vor deveni soț și soție. Au alte drepturi atunci. Mai există tradiția cu cearșaful? Bineînțeles. Deci există. Absolut. Asta e cea mai mare mândrie la noi, să știți. În primul rând, cea mai mare bucurie și valoare a unei fete este aceasta care ați spus-o dumneavoastră. Shakira, câți ani ai? Eu luna viitoare voi împlini 18 ani. Am înțeles, deci încă nu ești majoră, mai ai o lună până atunci. Da. Aștepți practic să devii majoră ca să poți face nunta și să... Da, asta este literă de lege. Am înțeles. Mi se pare fascinant, sunt povești despre care noi vorbeam așa, nu știu, le auzeam în basme, că nunțile durează 3 zile și 3 nopți, că au plecat cu caleașca, cu cai albi, că au avut cocoșei de aur, salbe și comori. Lucrurile astea încă se mai întâmplă, iată, se întâmplă încă și tradiția se menține foarte strânsă, cel puțin în familia lor. V-am mai zis că noi suntem fascinați de partea asta pe care noi nu o avem și atunci sigur că vă întrebăm pe dumneavoastră, un cocoșel de aur, cam cât valorează în lei, în euro? Nu știm să estimăm acum, dar probabil că cei care vând cunosc. Stați că facem noi calculul în direct. Câte grame are un cocoșel? Cred că 3 grame. 3 grame. Ori 1000, 3000 de grame. 3 kilograme de aur. 3 kg de aur. Cât e gramul de aur? Să faceți trebuie de conversia când ne apucăm aici. Să înțelegem, adică... Din partea mea, Shakira va pleca de acasă, în primul rând, cu acest coș pe care îl dăruiesc, să nu uite tradiția noastră și nici munca pe care trebuie să o facă mai departe. Am înțeles. Da. Dumneavoastră i-ați... văzut compatibilitatea dintre ea și Renato, că presupun că mai întâi ați făcut niște calcule cumva. Am făcut niște calcule. Vedeți, zodii, am văzut lucruri în zodia lor, în cartea mea și am văzut că este soarta lor. Să știți că Renato a mai venit de mult timp, era foarte mică fata, dar atunci nu aveam de gând să mărit fata și am zis nu, exclus, noi nu căsătorim fata așa de mică, acum vreo 2 ani. După care a ajuns la majorat, am verificat și am văzut că este soartă de la Dumnezeu să fie împreunați. Și atunci am acceptat că asta este. Renato, v-ați impus un anumit număr de copii sau câți vă dă Dumnezeu vreți să faceți? Cum o vrea Dumnezeu, cât o să fie acolo. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru că și la voi în casă sunteți foarte multe surori. Am văzut ce... La noi, da. Se fac copii, ne plac copiii, iubim foarte mult. Este... casa trebuie să fie plină de copii, cum se spune. Bine, acum cât vrea ei, cât o da Dumnezeu. 3-4 copii, chiar și până la 5 copii se fac la noi. Pentru că îi iubim foarte mult și este cel mai frumos lucru din partea noastră. V-ați gândit cine o să vă cânte la nuntă? Vă dați seama că vor fi foarte mulți oameni care cunoaștem, cei care se ocupă și cântă foarte frumos. Da, ne-am gândit în general. Florin Salam, Adrian Minune, Țancu Uraganu, Ștefan împreună cu Narcis. Deci ei sunt nelipsiți. Vor fi foarte mulți artiști. Vor fi și în partea artiștilor vor fi... Ne-am gândit așa să facem cumva, să punem și din ăsta taraf de al nostru, așa, dar și taraf din partea cealaltă, adică din folclor sau? Folclor, da. Și din greci, o să aducem și greci, formație grecească foarte frumoasă, să cânte. Nunta va avea loc la Câmpina, la Ploiești? La Ploiești va avea loc nunta, sigur că da. Am înțeles. Va fi o nuntă mare, va fi clar, va fi o nuntă mare. Iar omul, da, cât costă, cât costă, cât costă. Cât costă o nuntă din asta? niște calcule estimative. Vă dați seama că estimativ costă o nuntă. În general, salonul, rochia de mireasă, meniurile, plus ce se mai pune, dansul, muzica, vor costa. Acum nu știu să vă fac o estimare. Câți invitați aveți până la urmă? 300, 500, mai mulți, mai puțini? Păi dacă pandemia asta va trece cu bine, așa cum am vorbit, vor fi undeva până la 500 de invitații. Am înțeles. Shakira, ești fericită? Păi, da, nu pot să zic că nu. Da, da, abia te-ai logodită, adică mă aștept să fie așa, wow, o exuberanță. Sau abia de acum începi să simți ce trebuie să simți. Momentan, după cum am și spus și eu și mama mea, este o perioadă mică de cunoaștere, mi se pare ceva nou momentan și încerc să accept situația. Tu ești fericit, Renato? Da, sunt foarte fericit. Ești un bărbat mândru, cred și eu. Luna de miere are rost să mai întreb acum, v-ați făcut vreun plan? Sau măcar, și dacă va fi posibil și dacă nu, care ar fi destinația în care v-ați dori să ajungeți? Shakira, te-ai gândit vreodată? Cred că Renato știe. Renato? Sau Shakira, dacă amândoi vor ști. Va fi o surpriză, nu știu ce au pus. Măcar așa, în Dubai? Am înțeles. Gata. Păi nu ne rămâne decât să aflăm data anunții, cu siguranță cineva din partea noastră va veni acolo să arunce un ochi și să vedem exact ce se întâmplă. Sigur că da, să fie într-un ceas bun, să fie într-un ceas bun, multă sănătate și multă fericire tinerilor glogodiți, casă de piatră.